Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu o nouă citire pentru cei născuți în zodia Balanței sau mai bine zis cu o etalare bonus pentru cei născuți în zodia Balanței cu Soare, Venus, Lună sau Ascendent în Balanță și asta pentru că am avut cele mai multe vizionări de la această zodie. Și din acest motiv vin cu acest bonus, o rapidă citire pentru voi și partenerul, partenera, persoana de care sunteți interesată. În timp ce amestecam cărțile, am avut imaginea unor flori și senzația unor mirosuri, arome delicate, plăcute. Cred că unii dintre voi, că tot am intrat în luna, ne apropiem, n-am intrat încă, ne apropiem de luna martie, poate cu ocazia dragobetelui, da, că e la sfârșitul lui februarie, sau cu ocazia mărțișorului, veți primi foarte multe flori, poate și parfumuri, creme aromate, în fine, eventual alte obiecte care țin de arome, de vindecări prin flori, prin aromoterapie, da? În timp ce amestecam primul set de cărți pentru partenerul, partenera voastră, am văzut la un moment dat cavalerul de monede, apoi hermitul și 10 de monede. Ceea ce mă face să mă gândesc că este posibil persoana de care vă simțiți atașată, apropiată sau apropiat, încearcă să vină cu o ofertă sau se gândește să inițieze un proiect de lungă durată, un proiect practic la care s-a gândit în această perioadă de singurătate. Hermitul reprezintă o perioadă în care ne conectăm la sufletul nostru, la mintea noastră, căutăm răspunsuri la niște întrebări, cred că legate de familie, pentru că este 10 de monede, sau cum să-și construiască o familie și în această perioadă de întrebări, probabil că au găsit niște răspunsuri, s-au rugat, s-au dus la mănăstire, au vorbit cu preoții sau pur și simplu au avut niște revelații, da? Și după această perioadă revin într-un mod practic prin acest cavaler de monede și foarte disponibil să pună în practică soluțiile pe care le-au găsit. În timp ce am amestecat setul vostru de cărți și văd deja un valet de monede, deci oarecum vă oglindiți ideile, am văzut un magician alături de un valet de spade în poziție inversă, ceea ce cred că cineva a încercat să manifeste o discuție, o comunicare cu persoana a doua, într-o perioadă în care nu cred că s-a putut, având în vedere că ei au avut hermitul, sper că înțelegeți ce zic, da? Având în vedere că ei au avut hermitul, cred că ei au fost într-o perioadă de singurătate, nu prea au comunicat, tocmai ca să-și găsească răspunsuri și poate voi ați încercat să manifestați relația și să manifestați comunicarea exact în acea perioadă. Din acest motiv, valetul de spade a ieșit în poziție inversă, de o comunicare care nu a mers, nu s-a materializat, nu s-a manifestat. De asemenea, tot voi ați avut 10 de spade plus asul de bâte, ceea ce îmi spune că vreți, e clar că vreți să vă rupeți de o perioadă de suferință și să vă ridicați din cenușă și să manifestați un nou început pasional, poate cu această persoană sau pur și simplu în viața voastră. De asemenea, am văzut și 3 de cupe, ceea ce mă duce cu gândul la o întâlnire cu prietenii, prietenele, pentru că tot am văzut flori și mirosuri și arome delicate. Bănuiesc că vă veți întâlni cu cei dragi și vă veți simți bine, măcar acum la sfârșit de februarie, început de luna martie. Haideți să punem cărțile pentru voi și să vedem ce mesaje primim. Da? Deci balanță, soare, lună, ascendent în balanță. Și partenerul vostru, partener balanță. Ok. Acum, ce simțiți pentru ei? Vă gândiți obsesiv la ei. Vă gândiți obsesiv la ei. Acest 8 de monede asta mi-arată că sunteți așa, parcă nu vă puteți să găsiți, vă gândiți la altceva decât la ei.
Și totuși, v-ați dori să ieșiți din această cușcă mentală, dar în acest moment, sau deocamdată cum arată cărțile, nu găsiți soluții, pentru că, dacă tot am văzut 10 de spade la voi, deja avem și 9 de băte, ceea ce îmi spune că acest războinic foarte rănit este încă în stare să-și susțină drepturile, să-și susțină poziția, să lupte pentru niște idei, da? Dar încă are în jurul lui construite niște ziduri. Ziduri care au fost necesare și care sunt necesare tocmai ca să nu repetați aceleași suferințe prin care ați trecut. Și din acest motiv nu găsiți soluții, v-ați deschide, dar este greu, dar nu imposibil, evident. În poziția lor, văd că au 4 de băte și 4 de spade. 2 de 4, interesant, 2 de 4, ceea ce e o energie foarte echilibrată și totuși ei încearcă să se vindece după o situație neplăcută, acest 3 de spade, da? Încearcă să se vindece și să caute iar sabia adevărului. Nu degeaba au avut și hermitul în această, am văzut în timpul amestecării cărților. Da, își doresc o familie, că doar am văzut 10 de monede, iar este imaginea unei relații stabile de lungă durată pasionale, dar bazată pe pasiune, nu doar pe bani, ci pe interes. Își doresc acest lucru și vom vedea cum se materializează. Acum ce simțiți? Iar 3 de cupe și este bine că tot la voi a apărut. Acum la ei. Da. Ce simțiți? Aveți lumea și 3 de cupe. Simțiți că vreți să explorați lumea dintr-o nouă perspectivă, poate mai bucuroasă, că tot ați avut o perioadă de suferință, să nu uităm 10 de spade, să nu uităm că undeva mental vă gândiți poate prea mult la trecut, la rănile prin care ați trecut, v-ați dori să le depășiți, dar deocamdată la nivel mental încă mai aveți de învățat cum să gândiți. Totuși, în suflet, această lume reprezintă un sfârșit de ciclu și un început de alt ciclu. Este o lecție pozitivă și 3 de cupe în situația asta simt eu că reprezintă acel moment în care vă întâlniți cu prietenii și manifestați pozitivitate, energie pozitivă, vibrație bună. Deci, acestea ar fi emoțiile voastre. Vreți să simțiți bine ca să puteți gândi mai bine, să puteți ieși din cușca mentală, da? Sper că înțelegeți ce zic. În poziția emoțiilor lor avem exact pe invers. Voi ați avut mental mai negativ, ei emoțional sunt oarecum mai negativ. Au 5 de cupe și regina de spade. Regretă ceva. Simt că au pierdut, pentru că tot avem regina de spade, au avut o despărțire sau o perioadă în care voi v-ați despărțit și regretă acea perioadă. Este foarte posibil. Oricum, emoțional ei nu stau atât de bine ca voi, iar voi mental sunteți oarecum într-o dispoziție nu tocmai la fel de bună ca ei. Să vă arăt și cărțile, da? Sfatul, regele de băte pentru voi și regina de monede, foarte frumos, iar pentru ei, diavolul și asul de cupe. O să mai trag o carte pentru energia centrală.
Deci, sfatul pentru voi este să vă regăsiți pasiunea și stabilitatea. Acest rege de bâte și regina de monede reprezintă o energie foarte frumoasă. Da, depășiți această stare de cușcă mentală în care nu găsiți soluții, pentru că soluțiile s-ar putea să vină la nivel intuitiv, la nivel emoțional, în momentul în care sunteți cu prietenii și vă simțiți bine, atunci pot să vină soluțiile și să manifestați un nou început, pentru că acest, în momentul în care manifestați un nou început pozitiv, da, pozitiv, deja reușiți să puneți bazele unui viitor în care vă veți regăsi pasiunea și stabilitatea și creativitatea. Poate în viitor veți fi un cuplu. Pentru că avem un rege și o regină, un rege pasional și o regină foarte creativă, stabilă, de fapt, și regii și reginele sunt energii destul de stabile. Dar ei se completează destul de bine. Dacă vă implicați cu pasiune, într-o nouă direcție care vă aduce bucurie, veți putea manifesta și acest spor și această abundență în relația voastră sau și în viața personală. Aș vrea să trag între timp cărțile pentru energia centrală dintre voi. Sper să înțelegeți ce spun. Până la urmă, citim arhetipuri. O energie, o carte pentru energia centrală între balanță și partenera lor. Ok, asta ar fi un sfat. O energie centrală. Iar 5 de cupe. Deci e clar că ceva între voi nu a fost în regulă o perioadă de timp. Încă resimțiți, cred că o perioadă de timp nu ați vorbit. Nu degeaba a apărut hermitul și valetul de spade în poziție inversă. Nu ați putut să materializați. Magicienul, da, poate să fie și un manipulator, dar cred că nu ați putut să materializați această relație din toate punctele de vedere și așa cum v-ați fi dorit. Energia centrală pentru partener balanță. Și din acest motiv, regretați că nu ați făcut pașii, alegerea potrivită. În carte pentru energia centrală. Vin mai greu. Ok. Și a ieșit în poziție inversă, da. Energia centrală, ia uite ce frumos, și ce frumos, că doar e pentru voi. Ok, o citesc imediat. Sfatul pentru ei este să înceapă să lase în spate o relație toxică, că doar nu degeaba se află aici diavolul, nu ca să intri într-o relație toxică, ci ca să te detașezi de ea, poate, da? Să manifeste această regină de spade, să taie legăturile cu tot ce înseamnă toxic și poate să însemne foarte mult. De la ego, de la dorința de putere, de bani, da? Până la multe alte adicții sau dependențe pentru vicii sau eu știu ce alte obiceiuri proaste. Da? Și să nu uităm că au aici, da, au niște regrete. Regretă că nu au tăiat această relație toxică mai din timp. Da? Oricum, sfatul este să lase în spate toxicitatea și să manifeste un nou început emoțional în dragoste. Energia centrală, regrete, trebuie să depășiți această stare de crispare, e o crispare, și să manifestați primii pași către această dragoste care vă va duce la o reușită și o abundență deosebită. Vă mulțumesc, spor, dragoste și credință!